E timpul pentru provocarea noastră preferată. Porția mare, mică sau medie. Norocosul e clar cel care are cele mai multe bunătăți. Bine ați venit la Multidu Food! Asta-i tot? Doar o bezea? Și eu am una, dar e mai mare. Incredibil! Sunt de acord! Chiar că incredibil! Am o bezea imensă! Monica, tu prima! Floare la ureche! Bezeaua merge perfect cu o cană de lapte cu cacao. Bună idee! Cacao nu trebuie neapărat băut. Se absorbe complet, iar din asta rezultă o bezea inovatoare. Cum vi se pare? E pur și simplu grozav. Foarte delicios! Zec, e rândul tău. Nicio problemă, uitați ce bezea elastică. Ce tare tremură. Gata cu joaca, e timpul să mâncăm. Se pare că e așa de elastică încât s-o mușchi o nouă provocare. Poftă bună. Nu-i nimic, oricum îi dau eu de capăt bezelei ăstia. Nu voi mușca. Tare, acum e rândul meu. Zec, aveai dreptate, chiar că se mișcă amuzant. Ți-am zis eu. Ce mai bezea delicioasă. Da, acum chiar că te-ai transformat și tu într-o bezea. Ce? Despre ce vorbești? Uită-te la tine, ești așa de apetisantă. Ba nu, nu te las să mă mănânci. Eu am cea mai mică furculiță. A mea e mai mare. Iar a lui Kate? Furculița mea e uriașă. Înseamnă că eu am cele mai multe bunătăți. Ce mai e și asta? Așa furculiță mare și așa ochi mic de jeleu? Cineva n-are noroc. Nu-i nimic. Chiar și așa mic va fi grozav de gustos. Avem o problemă. E mult prea mic pentru furculița asta. Ce să mă fac? Auzi, cred că am o idee. Poate-l vei mânca cu mâna? Chiar! Genial! Mersi mult, Suzy! Era la mintea cocoșului. Fie, rândul meu. Super, bomboana asta se potrivește la fix cu furculița mea. Chiar! Kate, am nevoie de ajutor. Trebuie să-mi arunci ochiul ăsta direct în gură. Așa va fi mai amuzant. Nicio problemă. Ups, se pare că am fost puțin pe lângă. Nu-i nimic, își revine ea. Acum eu. Uite ăsta, da, ochi mare. Ce mai contează ce furculiță am când gustarea e imensă? Ce e cu atacul ăsta la bomboana mea? Îți arăt eu ție, micuțo. Muscă, poftim! Musca supraviețuitoare. Mă enervează cu buzăitul ei. Ce se petrece aici? Uite că te-am prins! Asta a durut. Poate am exagerat. Cine-i prima? Eu, grozav! Și asta? Sigur am văzut pepeni mai mari. Sper să fie gustos. What? Chiar că e gustos. Dar e foarte puțin. Uite-te la dinții tăi, arată ca un pepene. Trebuie să-i curăț puțin. O voi face numai decât. Sunt gata. Acum, Suzy. Da, e rândul meu. După cum mă așteptam, eu am un pepene mai mare. Iar înăuntru are mult suc delicios. Și nu orice suc, dar din cel mai bun. Cel mai bun? Ne dai să gustăm? Ba bine că nu, de-abia mi-ajunge mie. Se pare că mi-a rămas ceva între dinți. Doar nu era să-i înghit. De acord, acum mă voi uita și eu sub capac. Uitați ce imens e! Ce pepene uriaș! E nevoie să-mi folosesc cunoștințele de karate ca să-i dau de capăt pepenelui ăstuia. Va regreta că s-a pus cu mine! Incredibil! Chiar că e puternică! Adevărații ninja mănâncă tot într-o clipă, așa că n-am timp de pierdut. Nici nu apuc să o urmăresc. Prea rapid! Rapid și delicios, asta contează. Uite, asta nu trebuia. Se va murdări toată.
Se pare că m-am blocat! La școala de ninja nu ne-au învățat ce să facem în așa situații! Până când tu scapi de coajă, noi îți vom mânca pepenele! Care, apropo, e delicios! Atât de puțin jeleu? Păcat! Nu știu de ce te superi, mie mi se pare că este îndeajuns! Ok! Eu am o grămadă, grozav! Ce jeleu tremurător, ca mine! What? Nu mai faci așa, arată scârbos! Atunci îl vei mânca! Probabil e delicios! Cât de apetisant arată! E gustos, dar e puțin! Dacă tu ai terminat, e rândul meu! Să mănânc un cub nu e așa de comod, de-aia cred că o decizie mai bună este să-l mărunțesc! Ce tare! E interesant de privit! Acum nu am un cub, am o grămadă de jeleuri pe care le voi mânca numai decât! Cât de delicios! Te înțeleg! Iar eu încă nu! Imediat voi înțelege și eu! Da, pentru că acum e rândul tău! De ce să fac ceva cu el dacă pot pur și simplu să-l mușc? E bun? Foarte, dar vreau să ajung la mijlocul cubului, acolo sigur e și mai gustos! Oare ce are înăuntru? Acum vom afla! Mai cu grijă! Zboară direct în noi! Scuze, am nevoie să aflu! Ce mai e și asta? Cubul s-a gândit să glumească pe seama mea? Cubul îi venea la baie! Ha-ha! Ce ușor mic de ciocolată! Ha, al meu e mai mare! Iar eu n-am nimic! Vai, Kate a rămas fără dulciuri! Păcat, la o parte, încep eu! Asta ce mai e? Surpriză, grozav! Vedeți, n-am doar ciocolată, dar am și cadou! Ce mai ziceți acum? Bingo! Ce? E gol? De ce l-au mai pus înăuntru? Cineva nu prea are noroc! Nu e corect deloc! Oh, cred că am o idee! Oh. Aha! Ce face? Nu-mi dau seama! Dacă n-am avut cadou, voi folosi capsula ca să-mi fac ciocolată topită! Ce apetisant! M-am săturat! Acum sunt mulțumită! Acum voi mânca eu! Ce e cu sunetele astea din interior? Ce minunăție! E un puișor mic! Oh, baby! Drăgălășinie! Ce pufos! Ești cea mai drăguță creatură pe care am văzut-o vreodată! Ce mai e și asta? E dreptatea! Eu ce am în interior? Ce întorsătură de situație! O găină? Dar nu voi lăsa să-mi ia puiul! Poate nu e mama lui, dar e și ea foarte drăguță! Noi vom da puiul nostru! Și nici nu trebuie, găinușă, vrei ciocolată? Nu? Uite că eu vreau! Ce tare! O căpșunică și o fântână de ciocolată! Sunt total de acord! Și fântâna e așa de mare! Grozav! Doar voi aveți fântâni așa de mari! A mea e în miniatură! Nu-i corect! Măcar tu începi! Măcar un plus! Chiar dacă e mică, fântâna ciocolată arată super bine! Chiar că... A fost super bun, dar puțin! Înseamnă că e rândul meu! Ai ceva pe căpșunică! Unde? Așa! Îți vei înveli căpșunica în sos iute, nu în ciocolată! Ce viclean! What? Nu-i nimic aici! Okay. Doar mi s-a părut! Înseamnă că pot mânca liniștită! Ce delicios! Căpșună iute! Ah, ard! Farsa a funcționat! Grozav! Repede, dați-mi ceva să spăl gustul ăsta oribil! Uf, m-am mai lăsat! A fost teribil de iute! E rândul meu să mănânc! Bețișorul meu e prea subțire pentru fântâna asta! Am nevoie de ceva mai mare! Acum e perfect! Ce ciocolată delicioasă! Și căpșuna la fel! 100 de straturi de ciocolată pe căpșunică!
doar că a devenit foarte grea. Cu grijă! Ce groaznic! Dar foarte gustos. Suntem plini de ciocolată. Chiar că, mai ales eu. Deși nu-i rău deloc. Așa că nu-i chiar așa de oribil. Dacă vrei să vezi și mai multe videouri amuzante cu și despre mâncare, atunci nu pleca de aici. Rămâi la Multidu Food. Pe curând!